Mâine dimineață vor începe manifestările religioase prilejuite de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, care reunește în fiecare an sute de mii de credincioși. Pregătirile pentru pelerinajul din capitala Moldovei au continuat astăzi cu împodobirea baldachinului, în care vor fi așezate Sfintele Moaște în zilele următoare. Spațiul a fost înfrumusețat pentru al 21-lea an consecutiv de o familie din București. Ion și Florentina au venit pentru prima dată să se închină la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva în anul 2004. De atunci, an de an, familia aduce mulțumire ocrotitoarei Moldovei pentru darurile primite prin împodobirea baldachinului care adăpostește Sfintele Moaște pe parcursul pelerinajului. Culorile pe care le-am ales anul acesta sunt unele care ne dorim să exprime în primul rând bucuria. Avem trandafir roz în două variante, avem trandafir alb, galben, avem trei varietăți de crin foarte frumoase, cu flori duble. Anul ăsta sunt mai multe și ne dorim să îmbrăcăm acest baldachin ca de fiecare dată cu un veșmânt care să bucure pe toată lumea. Avem crini, avem trandafiri, avem câteva varietăți de crizanteme, avem delfinimul acest albastru care punctează foarte bine și toate sunt puse cu drag, cu bucurie. Ca să vă bucur pe toți. Ne bucurăm de prezența la Iași pentru al 21-lea an consecutiv a familiei Buștei din București, care vine și împodobește baldachinul Cuvioasei Parascheva. E un gest deosebit de recunoștință pe care această familie îl face pentru binefacerile de care membrii familiei s-au bucurat din partea Sfintei Cuvioasei Parascheva de-a lungul anilor. De altfel, atât din partea acestei familii, cât și a tuturor credincioșilor și pelerinilor care vin să se închine Cuvioasei Parascheva, cred că gândul cel mai puternic este acela de a mulțumi Cuvioasei. Anul acesta, în sprijinul pelerinilor, vor veni peste 1000 de voluntari, dintre care peste 300 sunt clerici. De asemenea, printre noutățile de anul acesta se numără și cele două numere de telefon puse la dispoziția pelerinilor pentru informații. Din punct de vedere al organizării, ca noutate anul acesta pot să anunț existența a două numere de telefon la care pelerinii credincioșii pot apela la orice oră din zi și din noapte și cere informații referitoare la pelerinajul de aici, de la Iași. Totodată pot spune că în sprijinul acestora vor veni anul acesta peste 1000 de voluntari și aș sublinia că dintre aceștia vor fi peste 300 de preoți care se vor afla printre pelerini, întrucât în ceilalți ani s-a simțit nevoia prezenței preotului printre pelerini. Se întâmplă mai ales în preajma zilei de 14 octombrie, ca timpul de așteptare pentru închinare la Cuvioasa Parascheva să fie destul de mare și atunci în această încercare a răbdării prezența unui preot este binevenită. Mâine, de la ora 6:30, racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi așezată spre închinare în baldachinul special pregătit. Miercuri seara va fi adus de la mănăstirea Sfântul Pavel din Muntele Athos și un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor, Pantelimon.